Milioane de români trăiesc oficial în Spania și probabil mii sunt în vacanță acolo. Urnele au fost deschise și pentru ei de referendum. Care este atmosfera, ne spune în direct de la Madrid Beniamin Vuță. Bună seara, Beniamin! Bună seara și bine v-am găsit! De la ora 7 dimineața au fost deschise cele 46 de secții de votare din Spania, unde mii de români și-au exercitat dreptul de vot până acum. Rata cea mai mare de participare s-a registrat la Coslada, lângă Madrid, și o prezență foarte mare a fost și la Castellón, o comunitate foarte importantă de români. La Lérida s-a registrat cea mai mică prezență la vot. De la deschiderea urnelor de aproximativ 11 ore, nu s-au registrat incidente. La scrutinul prezidențial din 2009 în Spania au participat aproximativ 36.000 de români. Îți mulțumim pentru informații. Între două meci